Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii muzicale Muzica, un leac pentru minte și inimă. Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Vin cu harfa mea înaintea ta să-ți cânt, Iisus, cu inima mea. Nu sunt iscusit, dar aș vrea smerit să-ți mulțumesc căci m-ai mântuit. Te voi lăuda cu întreaga mea suflare, nu pot decât să spun că ești mare, ești stânca mea, ești a mea speranță, îți voi cânta, ești izvor de viață. Sunt versuri semnate Daniel Hârtie, un talent poetic și o voce muzicală aparte, reflectate în cele două volume de poezii tipărite și în cele 30 de albume muzicale înregistrate. Avem astăzi, dragi ascultători, onoarea să-l salutăm împreună cu noi pe compozitorul și interpretul de muzică creștină Daniel Hârtie. Îi mulțumim pentru faptul că a acceptat invitația de a ne prezenta patru dintre multele melodii pe care le are înregistrate. Dar înainte de a asculta aceste cântări, îl invităm să ne permită să-l cunoaștem. Cum și-a descoperit compozitorul și interpretul de muzică creștină Daniel Hârtie talentul muzical? Ce este muzica pentru el și de ce a ales să valorifice acest talent într-o onoarea lui Dumnezeu? Daniel Hârtie, rămâneți împreună cu noi! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și pe această cale aș vrea să salut ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei Oradea și nu numai. Mă simt onorat pentru invitația dumneavoastră de a împărtăși împreună cu dumneavoastră câteva din experiențele vieții și de modul cum Dumnezeu m-a ales prin harul său să-l pot sluji din punctul acesta de vedere. Încă din copilărie am fost chemat de Dumnezeu să-l slujesc prin cântare. Am crescut fără tată, orfan, de la 7 luni. Am rămas fără tată, crescând într-un mediu umil, să zic așa. Săraci am fost. Mi-aduc aminte că la vârsta de 10-11 ani se născuse în inima mea pasiunea aceasta de a lăuda pe Domnul. În special acordeonul mi-a plăcut foarte mult. Mi-aduc aminte că mama m-a dus undeva la o biserică, într-o localitate alăturată, acolo unde am copilărit, în localitatea Mândrești, deși am copilărit în localitatea Vlădeni, dar mergând cu mama în biserica din localitatea Mândrești, o localitate alăturată, am întâlnit acolo un frate care cânta cu pasiune la acordeon și la finalul întâlnirii m-am dus, m-am prins de acordeonul acelui frate și am început să plâng, nu, eu iau acordeonul ăsta acasă, îl iau, vreau să învăț și cumva oamenii au rămas uimiți și marcați de modul meu de a alege să îl slujesc pe Dumnezeu în modul acesta, de chemarea aceasta, de pasiunea aceasta pe care o aveam față de acel instrument. Ei, n-a fost să se întâmple atât de repede să am un acordeon. În durerea mea, noful meu pe care îl aveam, mi-aduc aminte că mergeam la mormântul tatălui și plângeam acolo și învărsam focul inimii înaintea Domnului și spuneam în inima mea: Tată, dacă tu ai fi existat, dacă ai fi trăit pe pământul ăsta, poate mi-ai fi cumpărat un acordeon. Și mi-aduc aminte că unul dintre bunicii mei a fost un bunic așa mai zgârcit. Eu sunt foarte simplu în exprimare, dar văzând pasiunea mea și dragostea mea pentru acest instrument, a strâns o sumă de bani din pensia lui și mi-a cumpărat un acordeon prima dată, un acordeon românesc așa mai vechi de la cineva de acolo din localitate și cumva m-a impresionat și am început să laud pe Domnul. Lăudam pe Domnul afară, vecinele mai în vârstă ascultau cântări de laudă. Mi-aduc aminte că am început să cânt prima cântare în fa diez major pe clapele negre.
poporașul meu și așa cu bucurie cântam și îl lăudam pe Dumnezeu. Deci din pruncie Dumnezeu m-a chemat să-l laud. Îi mulțumesc Domnului că mi-a făcut harul acesta să pot să fiu și eu un umil slujitor al Său. Pentru mine, muzica este leagănul lui Dumnezeu, ce mi-aduce liniște în suflet. Muzica mă ajută să uit de propriile suferinți, să iert, să iubesc și să fiu bun cu cei de lângă mine. Muzica este universul coborât din cer prin care Dumnezeu mă poartă, chiar dacă nu-i pot înțelege toate tainele ei, dar sunt fascinat de minunile pe care le trăiesc în acest univers, fără de care nu cred că aș putea să trăiesc. Atâta timp cât cel care mi-a dăruit darul acesta și m-a chemat în slujire este Dumnezeu, eu nu aș putea să dedic viața mea, talentul meu, slujirea mea altcuiva în afară de Dumnezeu. Dacă El mi-a dăruit, mi-a oferit harul acesta, cred că merită să-L slujim pe Domnul. Să știți că au existat în viața mea oferte din partea lumii. Mă cunosc cu artiști din folclor, de exemplu, care mi-au cerut anumite păreri în anumite situații. Și am avut solicitări să compun texte pentru lume, să creez anumite piese, dar n-am simțit nicio atracție. Pur și simplu a lucra pentru Dumnezeu, a sluji pe Dumnezeu, face parte din viața mea. Eu nu pot să trăiesc fără să laud pe Dumnezeu, fără să compun pentru El. Deci 100% depind de Dumnezeu. Și mai există o problemă. Datorită că am crescut fără tată, mama fiind o femeie simplă de la țară, nu a supravegheat 100% creșterea mea. Am crescut cu niște probleme de sănătate. Și din copilărie viața mea a fost o viață de suferință. Și atunci când te afli în suferință, cum se spune la noi în Bucovina, nu ți arde de alte lucruri. Dumnezeu prin suferință a ales să mă zdrobească și să mă țină aproape de El. Acesta a fost modul lui de lucrare cu viața mea. Și dacă veți observa, majoritatea din cântile pe care le-am scris vorbesc despre suferință, despre încercare, despre necaz. Și prin modul acesta Dumnezeu m-a făcut să stau lângă El, să fiu aproape de El, să simt vindecarea sa, să simt alinarea, să simt mângâierea și mulțumesc pentru modul acesta frumos prin care El a ales să mă șlefuiască, să mă modeleze, să mă țină lângă El. Una dintre cântările care mi-au marcat cumva viața și sufletul și trăirea este cântarea aceasta care vorbește despre suferință. E greu în cuptorul încercării. Nu este prima cântare, este o cântare compusă mai târziu. Cântarea aceasta este înregistrată împreună cu sora Marta Bergheaua. E o cântare cunoscută. La un moment dat circulase pe internet cea mai frumoasă cântare pentru cei care trec prin încercare. Mi-aduc aminte, cântarea aceasta am compus-o fiind în pat, în suferință. Și mă întrebam atunci, Doamne, de ce ai ales modul acesta al suferinței să fiu atât de zdrobit? Și am înțeles mai târziu. Venise nu de mult o familie din Australia în vizită la noi și mi-a mărturisit și a zis, frate Daniel, când am trecut prin suferință împreună cu familia mea, modul prin care Dumnezeu m-a ridicat și mi-a vorbit a fost cântarea aceasta. E greu în cuptorul încercării. Și atunci am înțeles de ce Dumnezeu a ales să mă treacă prin suferință și să-mi
mă ajute să scriu cântarea aceasta ca la rândul meu să fie o mângâiere pentru cineva, o ridicare, și Dumnezeu să se folosească cumva de cântarea aceasta. Sunt multe cântări care m-au marcat. Nu toate au o istorie atât de profundă, dar unele dintre ele și-au lăsat amprenta în sufletul meu. El este cu tine cu tot.
Cântare se numește Trăirea prin credință. Este foarte cunoscută în mediul evanghelic și cântarea aceasta are o istorie frumoasă. Eram într-o familie în Rocheta del Mar, în sudul Spaniei, într-o sâmbătă noapte. Dumnezeu mi-a dorit cântarea aceasta. Eram la familia Ștefănuț găzduit și Domnul mi-a dat în noaptea aceea această cântare. Am scris-o și am simțit din partea Domnului că această cântare este un mesaj profetic pentru familia respectivă. Refrenul cântării sună în modul acesta: să nu vă temeți, căci Domnul va veghea, din brațul său belșug vom căpăta, iar pâinea noastră de fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Dimineață, înainte de a pleca la biserică, am chemat familia aceasta și le-am zis: dragilor, Dumnezeu mi-a dorit cântarea aceasta pentru voi. Este un mesaj profetic pentru casa voastră. Le-am cântat cântarea și au început să plângă. Și au zis: frate Daniel, noi nu lucrăm de aproximativ jumătate de an. De multe ori n-am avut pâine pe masă și am împrumutat chiar și bani să te găzduim. Și vreau să îți spun că chiar mesajul acestei cântări este o încurajare pentru noi și noi credem că Dumnezeu ne va da pâinea pe masă și vom avea strictul necesar. Și cântarea aceea, într-adevăr, mai târziu s-a materializat. Mi-au mărturisit că chiar în săptămâna următoare Dumnezeu le-a dat de lucru acestor prieteni și Domnul a împlinit cuvântul său profetic care a fost pentru familia aceasta prin această cântare. Și mai târziu am aflat că Dumnezeu, chiar o familie, s-a întors la Domnul. Era într-o situație când nu aveau pâine în casă, nu lucrase de mult timp o altă familie și au ascultat cântarea aceasta și au zis: Doamne, dacă e adevărat ce spune cântărețul acesta în cântecul acesta despre tine, te rog să ne dai și nouă un serviciu, să ne dai pâinea cea de toate zilele. Și mărturisea familia aceasta că așa s-a și întâmplat. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lor, strigătul lor de durere și s-au întors la Domnul. Sunt multe mărturii pe care le-am auzit în urma acestei cântări. Din brațul său belșug vom căpăta,
iar pâinea noastră de-n fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. De încercare, când mulți din adunare și-au părăsit încrederea în Iisus. Cum i-ați uitat voi oare de-a sa putere mare, când prin pustiu poporul și-a condus? Să nu vă temeți, căci Domnul va vegea, din brațul său belșug vom căpăta. Iar pâinea noastră de-n fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Orfanul, străinul și sermanul să se încreadă în brațul său mereu. Să nu vă temeți, căci Domnul va vegea, din brațul său belșug vom căpăta. Iar pâinea noastră de-n fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Fiți plini de bucurie, aduceți mulțumire și binecuvântați numele Său. Căci Domnul se-ngrijește de cele ce îl slujește și scapă din necazul cel mai greu. Să nu vă temeți, căci Domnul va vegea, din brațul său belșug vom căpăta. Iar pâinea noastră de-n fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Să nu vă temeți, căci Domnul va vegea, din brațul său belșug vom căpăta. Iar pâinea noastră de-n fiecare zi nu va lipsi pe masă la copii. Altă cântare care și-a pus amprenta asupra vieții mele este cântarea Eu simt că vine Domnul. Această premoniție trebuie să o aibă fiecare creștin. Mi-aduc aminte, după ce am scris cântarea aceasta, un prieten foarte bun teolog îmi spune: frate Daniel, cântarea nu sună bine teologic. Și îl întreb: de ce? Noi din Biblie știm că Domnul vine, știm că vine Domnul. Trebuia să scrii în modul acesta: eu știu că vine Domnul. Și am zis: dragul meu,
E adevărat, teologic nu sună bine. Noi știm că vine Domnul. Eu știu că vine Domnul. Tu știi că vine Domnul. Dar mai simți că vine? Foarte mulți știm că vine Domnul și trebuie să vină, dar simțim? Atunci când simțim că se întâmplă ceva, intrăm în gardă, veghem mai mult, așteptăm să se întâmple evenimentul acela. Și cântarea aceasta este o cântare cu un mesaj foarte profund. Și foarte mulți o cântă și Dumnezeu îi cercetează pe oameni prin mesajul acestei cântări. Și e atât de important ca în fiecare zi să simțim că Domnul vine, El este aproape. Nimic nu ne mai lege de luptul blestemat. Eu simt că vine Domnul, popor răscumpărat. Spre seară, la noapte sau mâine în zori de zi, se aude strigarea: veniți ai mei copii. Eu simt că vine Domnul, voi oare nu simțiți? Căci vine răpirea, o frații mei iubiți. Voi fi curând acasă, în cer, la Tatăl meu. Nimic nu am în lume decât ai mei iubiți. Și vrem, Iisus, de Tine să fim cu toți răpiți. Spre seară, la noapte sau mâine se aude strigarea: veniți ai mei copii. Eu simt că vine Domnul, voi oare nu simțiți? Căci vine răpirea, o frații mei iubiți. Să căutați comor, vă spun, căutați pe Domnul, ce stă mai sus de nori. Eu simt că vine Domnul și vreau să îmi păstrez curată a mea haină, cu El să mă întâlnesc. Spre seară, la noapte sau mâine-n zori de zi, se aude strigarea: veniți ai mei copii. Eu simt că vine Domnul, voi oare nu simțiți? Căci vine răpirea, o frații mei iubiți. Eu simt că vine Domnul, voi oare nu simțiți? Căci vine
ține iubiți. Altă cântare este inspirată din Iov 19, versetul 27. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu, spunea Iov. Ochii mei te vor vedea. Iar refrenul acestei cântări sună în modul acesta. Stânca mea, stânca mea, ești sus de pururea, stânca mea, stânca mea, într-o zi te voi vedea. În copilăria mea, mereu dorul acesta de cer a persistat și am zis, Doamne, oare când mă voi întâlni cu tatăl meu? Oare când mă voi întâlni cu prietenii mei dragi pe care i-am pierdut? Oare când te voi vedea? Și cumva dorul acesta mereu a fost aprins în inima mea, mereu trăiesc cu dorul acesta, oare când îl voi vedea pe Domnul, oare când ochii mei te vor vedea cu adevărat. Și cântarea aceasta a avut un impact foarte mare asupra celor care au ascultat-o. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare ascultător, fiecare copil al lui Dumnezeu care ascultă această cântare, să ne ajute Dumnezeu să înflăcărăm dorul acesta de cer și să înțelegem că în fiecare zi, cu fiecare zi ce trece, noi suntem mai aproape de cer, mai aproape de Domnul nostru, mai aproape să se împlinească visul de a fi împreună cu cei dragi și de a fi împreună cu Domnul în cer, în paradis. Lăudat să fie El! Ochii mei te vor vedea, chiar de așteptarea e grea. În credință neclintit, te aștept Iisus și zi. Stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. Stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. Stânca mea, stânca mea, într-o zi te voi vedea. Nici o clipă nu disper, ochii mei privesc la cer. Prin furtuni, prin vijelii, Doamne, stânca mea să fii. Stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. Stânca mea, stânca mea, într-o zi te voi vedea. Stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. Stânca mea, stânca mea, într-o zi te voi vedea.
mie balsam vine de cător. Într-o zi blândă m-ai privit, mi-ai vorbit, m-ai mântuit. Stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. Stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. Stânca mea, stânca mea, într-o zi te voi vedea. Atunci mereu cu dor te aștept, o scump păstor. Te slăvesc prin cântule meu, stânca mea, ești Dumnezeu. Stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. Stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. Stânca mea, stânca mea, într-o zi te voi vedea. Stânca mea, stânca mea, ești Iisus de-a pururea. Genericul muzica, un leac pentru minte și inima, am avut onoarea să-l cunoaștem astăzi mai bine pe poetul, compozitorul și interpretul de muzică creștină Daniel Hârtie, autor a 2 volume de poezii și a 30 de albume muzicale înregistrate. Îi mulțumim pentru melodiile prezentate, dumneavoastră pentru atenția acordată și vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare. Muzica.